Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach, și trainer, și speaker, și autor și președinta Asociației Academia Română de Coaching. Pentru că astăzi subiectul este la acest minunat curs extraordinar de Master Coach Online, unde de altfel suntem la ziua 18, ultima zi, o să avem și celebrarea. Și s-a tras așa concluzia începutului de zi că, de fapt, un șut în fund poate fi un mare pas înainte. Cu completarea că, cu cât mai mare șutul, cu atât mai mare pasul. Acum vreau să aud cum acești oameni extraordinari, master coach extraordinari, pe care ți-i recomand cu inima să lucrezi cu ei, pentru că, crede-mă, viața ta se va schimba după interacțiunea cu ei. Hai să vedem ei cum reușesc să treacă peste șuturile în fund pe care le au, că să nu-ți imaginezi acum că dacă ești master coach nu o să mai iei șuturi în fund sau eventual nu o să dai. Sperăm noi că din ce în ce mai puține, dar asta e partea a doua. Hai să vedem ei cum reușesc să facă pași înainte după ce au luat câte un șut în domnul dos. Bună, dragilor! Haideți să vedem cine vrea să ne povestească cum trece el peste șutul în fund. Nu vrea nimeni? N-a luat nimeni niciun șut în fund niciodată? Așa, așa. Ok, Robert, apoi Gabriela, apoi Monica Danemarca. Bună seara. Chiar vorbeam fără să am microfonul deschis. Cred că primul pas care îl fac eu nu consider că iau un șut în fund. Consider că orice piedică, sau hai să spunem piedică care au în viață, de fapt, nu e o lecție. Învăț ceva din ea și fac un așa fel încât ceea ce am învățat să fie de folos meu. Ok, mulțumesc, Robert! Super! Gabriela, Italia! Bună seara tuturor! Mi-ați lipsit zilele astea, eu am avut șutul chiar zilele astea. Cred că important este să o vezi exact că este o creștere, că orice este o lecție și să găsești partea bună din orice, pentru că este o parte pozitivă în orice, dacă vrem să o luăm ca pe o creștere, dacă nu... Ne plângem și mental. Mulțumesc, o seară minunată! Ok, mulțumesc, Gabriela! Super! Monica, Danemarca! Bună seara, dragilor! Exact cum spuneau și colegii mei, un pas înainte este un șut, dar ceea ce am învățat eu este că, pur și simplu, acel șut nu-l pot numi un șut, decât, pur și simplu, o evoluție continuă. Dacă ești deschis sau deschisă spre a evolua și a crește, nu vei vedea acel șut în fund ca pe ceva negativ. Vei spune, ok, wow, ce pot să învăț de aici și cum pot să fac mai bine data viitoare? Felicitări, Monica, mulțumesc! Super! Cine continuă, dragilor? Lucia! Și apoi Monica, Paris! Bună ziua! Eu în viața mea până acum mi-am dat seama că șutul fund a fost în momentul când nu prea mi-am făcut temele la timp. Și atunci, de când mi-am dat seama că după, în momentul când primesc un șut în fund, înseamnă că am nevoie să mă trezesc și să mă întorc la ceea ce fac în momentul respectiv, am luat-o ca pe o lecție și am tot mai puține șuturi în fund acum. Vă mulțumesc și vă mulțumesc că alături de voi am învățat să primesc mai puține. Dar le iau ca pe o lecție. Vă mulțumesc și vă iubesc. Felicitări, felicitări, Lucia, super! Alina și apoi Bianca, Italia. Bună seara! Eu nu știu acum dacă am luat azi șuturile astea. Dar nu sunt șuturi. Pentru că am scris dimineață cum învăț eu din fiecare experiență. Ideea este că astăzi mi s-au întâmplat două lucruri, nu unul. Unul a fost că soțul a făcut un virament și a uitat o virgulă. În plus sau în minus? În minus, la mii. La mii, nu la... Ok. La câteva mii. Așa. Și l-am întrebat, care este lecția ta? Că-i sunase telefonul în timp ce făcea viramentul. Iar a doua... Acum pe seară mi-am dat seama, de când am început cursurile astea, mie tot nu merge încărcător cu la laptop. Și astăzi am stricat două încărcătoare de telefon. Deci, lecția mea este foarte clară. Să mai iau și o pauză. Mulțumesc! Felicitări!
Felicitări, mulțumesc Bianca și apoi Sanda. Bună seara tuturor, bine să reîntâlnim-mă la Alina. Dacă mă gândesc de provocări am avut cu internetul și toată luna aceasta, numai Lucia știe. Ok, asta era o paranteză. Dar eu cred că nu primi șuturi în fund, că sunt normale, dar depinde de atitudinea mea, de exemplu, de atitudinea mea pe care o am avut-o în raportându-mă la șuturi în fund. Dacă stau să mă gândesc, dar câte șuturi în fund ai tras fund, mi-ai tras fund, vezi? Doamne! Mai mult decât atât, mai ieșită din afara zonei de confort decât atât, n-aș fi putut fi nici dacă nu i-aș fi bărit. Deci, și dacă zâmbesc atât de mult eu și râd, ca o așa, de fiecare dată când vorbesc și gândiți-vă că în fiecare zi vine câte un șut în fund, zic, ok, încercați și voi. Poate folosește. Mulțumesc mult! Felicitări, felicitări, Bianca! Mulțumesc, Sanda! Bună seara tuturor! Eu aș zice, acest șut în fund îl iau ca niște provocări, dar ce am constatat, dacă le analizez, sunt niște provocări care mi le fac singură. Aha! Deci am observat că la foarte multe m-am provocat singură și mi-am întins limitele și să văd cum fac față la toate, pentru că, într-adevăr, m-a scos din zona de confort, în toate dimensiunile posibile. Și este un disconfort maxim acum în care sunt, dar consider că este benefic și voi învăța toate lecțiile și voi renaște ca pasărea Fenix din toate provocările în care m-am băgat singură. Felicitări! Partea superbă a lucrurilor este că, practic, dincolo de zona de confort se află zona extraordinară de dezvoltare și de creștere, așa că ești pe drumul cel bun. Felicitări! Ok! Mulțumesc, Sanda! Cine continuă, dragilor? Camelia! Bună seara! Eu merg pe premisa că lucrurile îmi vin în viață ca o lecție sau ca o binecuvântare. Și zic eu că lecțiile odată învățate se transformă în binecuvântări. Așa că nu sunt șuturi în fund, sunt binecuvântări. Așa evoluăm. Ia! Felicitări, felicitări, super, mulțumesc! Cine mai continuă? Mai continuă cineva? N-a mai luat nimeni șuturi în fund și n-a mai făcut pași înainte? Ok, bun, ultima strigare, mai continuă cineva? Nu mai văd pe nimeni, ok. Așadar, dragă, un frumos observ că chestia cu șuturile în fund, de fapt, pot fi niște ieșiri din zona de confort din care tu ulterior să poți crește, sunt lucruri extraordinare, eu așa fac și de multe ori mi le dau chiar singur ca să mă asigur că merg mai departe, însă cu iubire, nu de alta. Adică mă pun eu în situații în care să ies din zona de confort pentru a învăța ceva. Că știi cum e, dacă rămâi prea mult într-un loc sau într-o situație sau într-o stare, până la urmă ajungi la plafonare și ajungi la chestia că... Și dincolo de asta ce mai e? Crede-mă că sunt lucruri extraordinare. Dar mai mult decât atât, dacă vrei să te descoperi pe tine și să înveți și să lucrezi și cu ceilalți ca și specialist în activitatea de coaching, cu multă iubire te așteptăm aici, în comunitatea noastră extraordinară, unde se crește, asta este clar. Dacă n-ai chef să crești, nu veni, că nu-i de tine, dar dacă ai chef să crești, vino, că e de tine. La cursurile următoare, din octombrie 2017, la cursul de vindecare emoțională prin tehnici NLP online sau la cursul de formare în coaching online tot din octombrie sau la cursul de formare în coaching din București din noiembrie, acum 2017. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau 0752-163-163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și îți doresc o zi super! Pa!